Această teorie unionistă a dumneavoastră ar putea să deranjeze la Moscova. Dacă da. sunteți în legătură cu Moscova și nu ați fost acuzat că sunteți rusofil, pentru că, iată, dincolo de adversarii politici, există, la fel a fost imediat după această afirmație a domnului Șalaru, a fost o luare de poziție interesantă, o analiza unui coleg din presă, jurnalistul Florin Negruțiu, care spune, observ că George Simion nu mai poate merge în Moldova și eu nu știu cât de spion rus este George Simion sau ce contactare are cu FSBU, deci... Este într-o logică jurnalistică impecabilă, în sensul în care nu există dovezi, nu știm, dar spune. Toată lumea a reacționat, spune, despre războiul ăsta hibrid pe care Rusia îl duce în Republica Moldova pentru destabilizarea Republicii și pentru cucerire, deocamdată fără bocan sovietic. George Simion nu spune nimic. Toată lumea a reacționat, până și americanii au reacționat la ceea ce se întâmplă la Chișinău, cu tot cu protestele astea pentru răsturnarea guvernului și instaurarea unui guvern pro-rus. Singurul care a tăcut, de altfel ca o lebădă, și era, de altfel foarte vocal, dar a tăcut ca o lebădă, a fost George Simion. Domnul Negruțiu cred că are probleme de documentare. În primul rând, a observat acum că n-am voie să intru în Republica Moldova, dar eu nu pot să intru de patru ani și jumătate în Republica Moldova. După aceea, eu n-am așteptat să apară acest război de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei pentru a spune că Vladimir Putin este un criminal. Am spus-o inclusiv în a doua zi după ce am intrat în Parlament. Iar felul în care. Unele țări, vezi Austria, vezi Germania, sunt complice în continuare cu Rusia, a fost pe în preocupările mele. Și cred că blocaj, blocajul economic care trebuia făcut și nu s-a făcut nici acum, așa cum pleacă miliarde de euro din zona noastră, din lumea liberă, către Moscova, acolo trebuia operat. Ce zice domnul Negruțiu, știm, e în logica trusturilor unde lucrează, știm cam care proiecția pe care vor să o arunce asupra noastră, că suntem extremiști, că suntem filoruși, că nu putem ajunge la guvernare. Ei trebuie să servească unui stat român care, din păcate, în momentul ăsta este în genunchi și este condus din alte capitale. Și, bineînțeles, inclusiv prin mass media se fac astfel de dezinformări. Dacă aveau măcar atâtica probă despre mine, Spun finanțările primite din Rusia, care finanțări? Ar fi apărut, că, spuneți dumneavoastră. Cu siguranță, în plus, pe lungul Dacă vor că... apărea dovezi ale acestor întâlniri, ieșiți din politică? Vă dați seama că ieși din spațiu public. Înseamnă că nu mi-aduc aminte ce fac.